Masterchef, o ediție care te pune pe gânduri. Am trecut prin situații asemănătoare. Sunt alții care aruncă cu bani, aruncă mâncarea și copiii mor de foame. Copiii care leșinau în timpul orelor de foame. Concurenții Masterchef gătesc pentru copiii săraci din satele românești. Sunt peste 200.000 de copii care sunt în această situație. Într-un proiect de suflet care face prin mâncare un viitor mai bun pentru mii de copii. Proiectul se numește Pâine și Mâine. În seara asta, Masterchef înseamnă speranță. Voi sunteți aici ca să le gătiți copiilor o masă de neuitat. Veni la Masterchef într-o seară în care ne vom întoarce la rădăcinile românești. Mai întâi, printr-o cutie a misterelor cu un ingredient pe măsură. Suntem aici pentru o nouă seară fierbinte! Ați mai rămas acum doar 12 norocoși, ale căror vieți sunt pe cale să se transforme în totalitate. Pornim din nou într-o aventură care ne va ține pe toți cu sufletul la gură. Până atunci însă, avem o veste de-a dreptul palpitantă. Pentru că în seara asta, proba cutia misterelor nu mai este atât de relaxantă ca până acum. De această dată, de la proba cutia misterelor, unul dintre voi pleacă direct acasă. What the f***? Se elimină un concurent la proba asta, mamă, s-o aprins toate beculețele. Mă îndoiesc că o să fie cu eliminare, pentru că probabil au vrut să vadă cât de motivații suntem. Acum, dacă o fi adevărat și pleca unul dintre noi, sper să nu fiu eu. La fel ca și până acum, la sfârșitul probei, vom nominaliza 3 farfurii slabe și 3 farfurii bune. Și de aici vom alege un câștigător și un eliminat. Ridicați cutia misterelor. Acum! Borș. Și este exact ce n-aș vrea să fie. Borș. S-a terminat șmecheria. Borș. Ce mama dracu să fac cu borș? Borșul este un ingredient tipic românesc. Puteți găti ce vă trece prin cap. Cel mai la îndemână, firește, vor fi borșurile tradiționale și sunt sigur că mai știți și voi alte câteva sute de rețete. Da. Vă simt după privire. Pe de altă parte, după cum știu foarte multe mătușici de la noi din țară, mătușici, borșul frăgezește aluatul. Eu n-am pomenit în viața mea desert cu borș. Faceți voi borș, toată lumea, e foarte bine, că eu rămân pe desert și sper să fie foarte bun. Nu uitați că borșul poate să vă trimit acasă. Cine nu-l pune în valoare, la nivel Masterchef, este eliminat. Mă sperie mai mult anunțul că se va fi o eliminare decât borșul. Acum cu eliminare e egal cu un test sub presiune. Deci presiunea e la maxim. Pentru început aveți în cămară 3 minute începând de acum. Haideți! Jumătate din succesul unei probe este decis de concurenții în camera Masterchef. Cele câteva minute în care trebuie să-și aleagă ingredientele potrivite pot face diferența dintre o farfurie reușită și o farfurie ratată. Acum misiunea este cu atât mai grea cu cât concurenții trebuie să pună în valoare singurul ingredient 100% românesc, borșul. N-am nicio idee ce să fac în camera. Mă plimbam printre ele și mă uitam așa, asta la bala portocala. Intru în cămară un pic teleghidat, dar pe drum fac un cap ce am vrea să fac. A, uite carne tocată! Raul? Da. Unde ești, mă? Aici, aici. Uite, mă, carne tocată, că e ce de... Nu, că eu vreau să de rață, tată. Fac sarmăluțe de rață. Sarmăluțe de rață, da, bravo. Ești mișto. Muguri de pin am și eu aici. Uite aici am muguri de pin. Alex. Ai găsit muguri de pin? Da, am găsit. Da, e acolo. Unde e? Da.
Cum e aici? Aici. Le-am luat în coș, cred că puteam să-mi pun două coșuri, ca la cumpărături, în Carrefour, direct. Ingrediente pentru sarmale, ingrediente pentru supă, m-am dus cu un singur coș la bancă, n-am văzut câte am. Pentru această probă și pentru a găti un preparat absolut delicios, aveți 90 de minute la dispoziție și ele încep acum. Multă baftă! Hai! Borș! Nici nu știu acum ce fac, sincer. Mama lui de borș. Ce? La noi nu se gătește. Maica mea nu folosește, n-am văzut la ea în cămară, cred că de când îs o sticlă de borș. Fac un desert. Mi-am amintit de bunica mea, că îmi făcea prăjituri cu borș foarte des. Merg pe dulce de data aceasta. Desert. Păi văd pe ăștia, fac deserturi. Mă, am zis eu, tu unde am picat, ești nebun. Lori, ai mai gătit cu borș? Niciodată, șef. Nu? Niciodată. Nu, pentru mine totul. Cluj, nu? Da, dar în Italia și la Paris nu se găsește borș, nici nu l-am folosit niciodată. Cu aia n-ai gătit, cu aia n-ai gătit, cu cealaltă n-ai gătit. Bun, ok, dar unde ai trăit până acum? Ce dracu cauți la Masterchef? Mi-am luat și cămașul roz, m-am aranjat pentru proba asta. Oricum pot să-ți fac o mărturisire, cel mai elegant între toți băieți. Eu? Cămașa asta roz, păi uite de păi, cum sunt. Vă zic un secret, e ziua mea, ți-am zis să mă îmbrac și eu. A, la mulți ani, mă. Mulțumesc. E ziua lui Raul, la mulți ani, mă, sănătos. Dacă știam că este borș sub cutia misterilor, mă îmbrăcam în ien. Ce lucrezi? Fac niște pulpe de rață. Așa? La cuptor. Da? Le-am fasonat, le-am aromat. Am pus și borș la rață. Da, vrei să mănânci rață acră? Da, nu am pus foarte mult. El o să facă un fel de rață murată. Da? Știi? Da. Adică exact rață cu portocale, doar cum face cu borș. Și unde e rața? Rața cuptor. Este la cuptor. Pulpe de rață. Pulpe de rață? Da. Și trebuie să fie confiat. Așa ar trebui, da. Și cred că în 50 de minute avem timp? Eu cred că am timp. La vas. Bologa, la Constanța, borș de pește. Da, borș de pește. O să fac cu pești din Mediterana. Dar vezi că nu-ți fierbe aici. Bă, da, am pus. Acum eu ia ușor el așa. Nu te grăbești, a? Gestionați-vă bine fiecare minut în parte, mai aveți 30 de minute. Le-am urmărit fețele în momentul în care au ridicat cutia și nu s-a bucurat multă lume. Tu cred că varza lui Cucu cu pulpă va fi gata? Calit, că-mi trebuie nu. Cu tot? Nu, nu are nicio șansă, că n-are timp. Ce mi se pare interesant, că nu prea mai vorbesc cu nicu alții. Mamă, ce deșteaptă sunt! Dar de ce ai făcut Loredana? Varză fiertă în borș cu două feluri cu pacigeta și nici și fac niște cornelețe. Ce vor? Plăcintă cu pește și cartofi. Mă, ce mișto arată! Ai dat... Dar de căldură de sos să-ți o gratinezi. Mie îmi pare a fi coaptă. Gata, Raul, ai aruncat totul și pleci? Sau ce se întâmplă? Nu, am alea la cuptor, mămăliga, e gata. Ai și tu grijă să faci o farfurie mai frumușică astăzi de ziua ta? Acum încerc să fac până aici, mămăliga, am să arunc tine. Da. Facem 22 de ani, nu? 32. 32? Nu știu dacă o să am farfurie de top, pentru că la plating el cum să aranjez niște sarmale în farfurie. Aveți grijă, unul dintre voi va pleca acasă și mai aveți doar 10 minute la dispoziție. Și asta e vinegret cu borș, nu? Borș, da. Dar are gust de grep. Pe cuvântul de onoare, între... Vă dau lingura să gustați? Între ulei de măsline, da, și borș? Am încercat să asociez gusturile și din borș cu ulei de măsline mi-a ieșit gust de grep. Așa.
Borș cu ulei de măsline, atât. Și acolo ce avem exact? Sos de muștar cu borș și cu smântână și unt. Probabil că o să rămână în istorie, pentru că nimeni n-a făcut până acum borș cu sos de borș cu muștar. E cum vrei tu? Da. Și sos l-a făcut de? Caramel, borș, am pus un pic de amaretto. Sosul este extraordinar de bun. Cutia misterelor sub presiune. Așa s-ar putea numi această primă probă a serii, care îi scoate din adormire pe concurenții care au avut până acum ca strategie să rămână în umbră și să treacă nevăzuți de la o probă la alta. Unul dintre ei va fi deconspirat și trimis acasă. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Cucu, mâinile sus, bravo! Farfuria mea e de top 3. Îmi place foarte mult farfuria Anei, mi-e place și farfuria lui Bologa, doar că mi se pare așa o sănătate faptul că la Borș a folosit scorpie de mare, care e un pește foarte scump. E ok, sunt mulțumit pe total. Am văzut multă diversitate în bucătăria MasterChef în seara asta și suntem mulțumiți. În primul rând, suntem mulțumiți pentru că nu ați făcut toți ciorbe cu borș. Ca de obicei, vom începe cu farfuriile slabe. Cele care vor însemna eliminarea uneia dintre voi. Prima farfurie pe lista corigențelor culinare este un preparat tradițional, într-o interpretare care ne-a zgâriat simțul estetic. Eram convins că voi fi nominalizat, pentru că deocamdată îmi vin ideile doar după ce se gata proba. E urât să fii nominalizat la cele mai urâte farfurii. Raul, ce ai pregătit? Sărmăruțe din piept de rață cu mămăliguță. Și atât. Sarmalele sunt tradiționale românești, cu borș, un pic fusion cu rață. Nu e cam simplu ce ai făcut aici? Băi, Raul, ce faci, mă? Mă dezamăgești, mă? Pui sarmalele alea ca la nuntă, mă, frate? De ce nu montezi, Raul, și tu pe tocător? Dacă ai făcut rustic, păi fă rustic, tate, nu mai tot farfurii mari trebuie ție. Și tu crezi că sarmalele te-a salvat? La mulți ani, Raul! Mulțumesc, șef! Mulțumesc, Raul! Poți să mergi la loc! A sosit timpul să ne ocupăm de cea de-a doua farfurie, aflată în topul negativ, topul rușinii. Iar această farfurie aparține unui concurent care s-a strecurat destul de abil până în această fază a concursului și într-un mod aproape miraculos nu a bifat niciun test sub presiune. Cine să fie el oare? Îmi pare rău, Viorel, dar este adevărul. Viorel? Ia-o și du-te. Ia-o în brațe. E timpul să simți și tu fiorii presiunii. Aia, ce să faci? E de apreciat că e ieșit. Băi, omul ăsta s-a descurcat în concurs fără să gătească. Nu știu dacă Viorel a fost în bucătăria MasterChef, că el nu a fost activ în concurs. Viorel, simt că vrei să explici conținutul farfuriei tale. Da, șef, este o plăcintă de cartofi cu pește, cu sos de borș și muștar și o salată de rucola cu gref și dressing de borș cu ulei de măsline. Codul e un pește destul de fad, nu are o personalitate puternică, nu? Da. Deci plăcinta ar trebui să reziste din greu atacului din partea sosurilor tale, care sunt agresive, nu? Sosul de muștar e un pic mai agresiv. Borșul nu era acolo ca și supliment al acelei farfurii. Borșul era incorporat într-un sos. Borșul e tema. Da, dar asta nu înseamnă că trebuie să mâncăm borș cu orice. Am improvizat prea mult, am vrut să ies din clișeul de borș, repet, borș și varzuri cu borș și prăjitură cu borș.
Interesantă asociere între muștar și borș. O să o brevetez pasta pe cuvânt, domnule. Tu ai gătit pește cu direct, da? Da. L-a spus crud. Și pește, cred că a absorbat amidon de la cartof. Și din cauza asta, cartofi sunt un pic elastic, nu? Mie nu mi s-a părut așa. Da. Asta era ideea, că altfel era fals. Mai avem doar o farfurie pe lista de așa nu. Aici vorbim de un derapaj tehnic, iar autorul lui este chiar ultimul câștigător al unei cutii a misterilor, domnule Cucu, vă rog. Ce ai zis, Cucu? Gata, scap, confiderață într-o oră. Bă, ce dracu, mă, frate? Poți să fii tu Dumnezeu și tot nu se face. Ai nevoie de minim 3 ore să o faci. Ce a gătit, Cucu? Pulpă de rață la cuptor, cu varză roșie călită cu muguri de pin și nuș caju și morcov caramelizat cu varză de Bruxelles caramelizat. L-a ghicit șef sau. Și cât timp a gătit rața? A pus naipuri pe el. Trebuie să fie confiat ori roze? Trebuie să fie confiat. O oră și 15 minute la cuptor și 5 minute la tigaie. Într-o oră jumate n-ai cum, sigur e tare și nu se ia carnea de pe os. Rața am mai făcut de 2 ori pulpă de rață, dar da? Într-un timp mult mai lung. Cucu, ce a zis? Eu fac confit de rață într-o oră. N-a făcut nimeni, dar o să fac eu. Eu, Cucu, din stratosferă. În cât timp ai gătit acasă rața? În 2 ore jumate. Aha. Și de ce ai riscat aici? Am vrut să fac un preparat diferit. Și varza de Bruxelles ar fi trebuit să completeze acest tablou static cu varză. Da. S-a părut o chestie bună sau rea? Ai mai văzut pe undeva varză cu varză de Bruxelles? Nu am mai văzut. Îmi cer scuze, ori sunt eu puțin stângaci, ori să tai puțin mai greu. Farfuria lui Cucu avea o rață, cred că o pulpă de rață împăiată. Merită să plece toți trei astăzi acasă. Sincer, îmi doresc să plece Viorel. Nu are nimic de arătat. Probabil se va întâmpla inevitabilul. Raul părăsește Masterchef. Borșul a reușit să vă dea peste cap. Întâi figurile, apoi câteva farfurii. Viorel, te-am urmărit pe parcursul probei de astăzi și am avut senzația că tu improvizezi foarte mult, destul de voios, de altfel. Era aproape ca un dans absurd toată mișcarea ta. Ai încercat să demonstrezi cam mult, cred, iar preparatul tău, din punctul nostru de vedere, intră în sfera ciudățeniilor culinare. Aici suntem la Masterchef, improvizăm și ne avem imaginație să creăm ceva din mâncare. Gustul cartofilor sau cartofi, foietaj, pește. Era același lucru. Nu se diferenția. Apoi, peste această compoziție fără formă și personalitate, ai așezat un sos a cărui aciditate o să rămână în memorie. Muștar cu borș. Deci mi se pare horror, sincer. Pentru că nu ți s-a părut de ajuns, ai adăugat în colțul farfuriei o salată făcută din două ingrediente extrem de amare. Grapefruit și rucola. Dressing de borș cu rucola și cu grefe. Ei, peste ele ai adăugat încă un element de maximă aciditate, respectiv ulei de măsline și borș. Oricum nu se simțea nici acolo mare lucru, în afară de amar și acru. Și pentru mine a fost un mare semn de întrebare. Cucu, ideile bune nu înseamnă nimic fără o execuție pe măsură. Încredere în sine este uneori foarte apropiat de aroganță la tine. Astăzi se calculă timpul prost. Ar trebui să mai coboare un pic cu picioarele pe pământ, că îi se cam urcase la cap. Cucu, suntem cu ochii pe tine. Prinde gustul premiilor la Masterchef. Poți câștiga în fiecare pauză a emisiunii. Răspunde corect prin SMS la 1883, număr cu tarif normal. Înapoi în bancă.
E destul de dură căzătura de la balcon la bani. Și la tine, Raul. Ideea a fost ofertantă. Sarmalele cu carne de rață ne-au atras atenția, o delicatesă. Însă execuția ta lasă de dorit. Ai tocat o carne prețioasă prea fin, în bucățele prea mici. Iar un ingredient atât de bun merită respectat. Nu am simțit textura cărnii. Această probă de cutia misterelor înseamnă sfârșitul aventurii MasterChef pentru unul dintre voi. Raul, ne pare rău că trebuie să treci prin asta chiar astăzi, când este ziua ta de naștere. Doar că Viorel nu a vrut să-ți ruineze sărbătoarea și a gătit astăzi mai prost decât tine. Și de tine, Viorel, ne despărțim acum. Ulcerul cu borș s-a spart de data aceasta în cazul lui Viorel, concurentul care a reușit mai mereu să fenteze prin noroc și strategii testele sub presiune. O cutie a misterelor i-a venit de hac. La cine renunți? Viorel. De ce crezi că nu te-au ales? Nu sunt simpatic. Pentru tine am un șorț negru. Eu mulțumesc. Am demonstrat prea mult și am plecat acasă. Viorel, farfuria ta parcă este desprinsă dintr-un film de groază. Miel sacrificat, șef. Te sacrificăm și pe tine. Plecarea lui Viorel este una meritată. Eu nu știu cum a ajuns Viorel până în etapa asta. Locul lui era de mult acasă. Plec cu fruntea sus, n-am nici mai mic regret. Bravo, mă, tată, mă! Bravo, mă, Viorele, mă! A venit timpul să gustăm din cele mai arătoase trei farfurii de la această probă. Prima farfurie care ne-a impresionat din punct de vedere vizual este a lui... A venit timpul să gustăm din cele mai arătoase trei farfurii de la această probă. Prima farfurie care ne-a impresionat din punct de vedere vizual este a lui Flavius. Eu iau farfuria și mă gândesc că acum cu mâinile mele tremurânde sper să nu fac o gafă sau să-mi pună cucu de ciudă piedică. Am făcut o supă de borș cu porc, cu sfeclă roșie, chipsuri de pastărnac. Pare destul de vesenă. Interesant. Așa mândru am fost că zic yes! Și de ce a spus bacon? E pentru textură. Și l-a gustat? T-a plăcut așa? Mie-mi place. Da. Pentru prima oară când fac borș. Și culoarea e foarte frumos. Păi, ok. În Rusia ai fost? Aș vrea să mă duc. Mi-e frică de mafie. De mafia borșului. Mafia borșului. Te simți urmărit de tramvai, de troleibuze? Nu. Eu sunt mândru, adică la început a fost devastat. Cea de-a doua farfurie care ne-a impresionat din punct de vedere vizual și din care suntem curioși să și gustăm, îi aparține lui Bologa. În fața șefilor te simți așa un pic presat de situații, vrei să câștigi. Eu mai ales chiar îmi doream mult să câștig o cutie a misterelor. Am să merg pe ceva sigur, care are gust. Și ce ai făcut până la urmă? Un borș de pește, modificat un pic. Avem scorpie de mare, biban de mare și calcan. Să zicem oarecum borș de pește mediteranean. Mi s-a părut tare ideea lui de borș mediteranean. Ai niște culori mediteraneene. Da, am încercat să-i fac un contrast frumos. N-am fiert prea mult legumele ca să nu își piardă din culoare. Mie mi-a plăcut, dar... Nu ți-aș plăcut să folosești niște pești puțin mai grași? Mai grași, da. Ca să dea mai mult gust? Te întreb, nu? Ba da, e o idee foarte bună. Oricum e bine. Ești în față, ești apreciat, chiar dacă pierzi, tot ești mulțumit, ai ajuns acolo. A câștigat odată cutia misterilor? Nu, șef, Sam, nu am câștigat niciodată cutia misterilor. Îmi doresc să o câștig.
Bă, arată, da, frumos, colorat. Arată frumos, este colorat, dar gustul este cel mai important într-o farfurie. A treia farfurie din care vreți să gustăm aparține Ana. Sunt foarte mulțumită că am ajuns printre primii trei. Am făcut un desert cu blatul pentru desert e cu borș. E o cremă de mascarpone. Așa? Și ce a spus aici exact? E sosul de fructe de pădure. Băi, smeula sunt bun, nu? Ana are o prăjitură foarte bună cu borș. E acrișor de la borș sau de la fructele? Și, și. Interesant. S-a văzut foarte clar că le-a plăcut foarte mult juraților prăjitura mea. Sunt convins 70% că Ana o să câștige cutia misterilor. Ana, mulțumim pentru desert foarte gustos. Cred că e cel mai frumos compliment să iasă șef și să zică mulțumim pentru un desert foarte bun. Am și vrut să gustăm din blat și fără sosa de smeura pe deasupra. A fost prea acid. Din cauza asta, gustul blatului nu s-am simțit foarte bine. Flavius, tu ai avut o farfurie foarte frumoasă și din nou foarte plină de culoare. Ai lucrat foarte bine. Mulțumesc. Singurul lucru pe care l-am fi dorit de la farfuria ta ar fi fost ca ciorba, borșul, oricum s-ar fi numit produsul, să fi fost un pic mai acru. Bologan, elementele din farfuria ta au fost alese cu grijă, gătite bine și s-au completat foarte plăcut. Ai avut un echilibru bun în farfurie. De data aceasta chiar ne este foarte greu să alegem cea mai bună farfurie, pentru că toți trei suntem plăcut impresionați de tot ce am văzut la voi. Pentru noi, farfuria perfectă a acestei probe este un borș. Și atunci eu zic că mulțumesc. A, și stai puțin, mă, că și Flavius are borș. Atunci m-am simțit penibil rău. Băi, frate, ce penibil am fost. Care borș? Care borș? Deci am upit. V-ați repezit un pic. Da. Borșul care ne-a convins este colorat, frumos compus, foarte complex în gust și suficient de acru. Este al tău, Bologan. Un sat din Oltenia, aruncat undeva printre dealurile Vâlcene. Dar ar putea fi un sat de oriunde din România, pentru că, din păcate, mai peste tot, povestea este aceeași. Oameni sărmani trăind de pe o zi pe alta din alocații și pomeni electorale. Copii chinuiți de sărăcie, de violență și de foame. Nu-mi permit. Nici pachet nu-mi permit să le pun în fiecare zi. Le dau, le cumpăr câte ceva de un leu, să-l mănânce până la prânz. Să-i ajungă. Când vin acasă, le fac mâncare. Ce pot să le fac? Concurenții Masterchef ajung în Stoileștii de Vâlcea ca să susțină așa cum știu ei mai bine, gătind. Un proiect care încearcă să redea o speranță copiilor. Bun venit în Oltenia, pe dealurile Vâlcene! Aici, în comuna Stoilești, se va desfășura următoarea voastră probă pe echipe. Pregătiți-vă și în această zi de o întâlnire care vă va atinge sufletele. Mai întâi, să facem echipele. Bologa în fața. Tu vei fi capitanul uneia dintre de echipele de azi. Să fii capitan nu e chiar așa ușor. Dacă nu știi cum să-ți organizezi echipa, poți dai un kick de dus drept. Ce culoare alegi? Roșu. Bologa, avantajul tău major este că ai dreptul de
de a-ți alege echipa de vis. Super. Vei alege 4 oameni cu care vrei să lucrezi astăzi. Cine este primul? Roxana. Bologa mă alege prima în echipa lui pentru că a văzut câte deserturi am făcut până acum în această competiție. Următorul. Robert. Robert. Următorul. Raul. Hai, Raul, mai repede. Îmi prea-ți convine. Ba da, îmi convine, când să nu-mi convine. Yes. Raul e foarte muncitor. În orice echipă trebuie să fie. Trebuie să ai și un care pian. Și al patrulea. Ana. Ana. Și am zis, voi cu ăștia mergem spre victorie. Știe că în componența asta va funcționa bine. Deci n-avem cum să pierdem proba asta. Ați rămas în concurs doar 11 concurenți. Un număr impar. Așa că, potrivit tradiției de la Masterchef, unul dintre voi va trebui să fie om bun la toate. Bologa, cine ai vrea tu să fie acela? Bologa și nu doar Bologa, toată echipa roșie vrea să trimită la testul. Sunt presiune pe Alexandra. Da. Alexandra. Mulțumesc. Nici nu încăpea îndoială sau nici măcar nu exista o altă variantă, o altă propunere. Păi, pe de-o parte, mă bucur că Alexandra e un bun la toate, pentru că nu mai este nicio echipă să încurce, să ne scoate din sărite, să ne enerveze. Bologa, întrebarea lui șef Exarhu a fost: cine ai vrea tu să fie acela? Așa că omul pe care tu l-ai fi vrut om bun la toate, da, va fi, de fapt, capitanul echipei adverse. Da. Du-te, bă, de aici, bă, frate. Gata, deci... Orice se întâmplă, capitanul e de vină. Echipa niciodată. Bologa, pentru că tu ai avut avantajul de a-ți alege cu echipierii, trebuie să reechilibrăm situația. Așa că echipa adversă va avea un om în plus. Avem foarte multe meniuri de făcut, timpul e foarte scurt și un om în plus poate să te ducă la testul sub presiune sau nu. Suntem aici aduși de un proiect social. Proiectul se numește Pâine și Mâine. Iar prin acest proiect, copiii din familiile sărace din satele din jur primesc în fiecare zi o masă caldă. Și nu doar aici sunt copii săraci. La nivelul țării sunt peste 200.000 de copii care sunt în această situație. O cifră enormă. Am să vă spun acum cuvintele unei fetițe de 7 ani. Dintr-un sat sărac din Dolj, aflat în acest proiect. După o masă primită prin acest proiect, Maria spune: este prima oară în viața mea când mănânc plăcintă cu mere. Mama nu ne-a făcut niciodată. Pentru că nu avem aragaz. Vrei, nu vrei, te pui în situația lor. Și eu am fost deja în situația lor. Mi-ar fi plăcut și pe vremea să vină cineva să gătească pentru noi. Am avut un început de copilărie extrem de greu. Am trecut prin situații asemănătoare ca ale Mariei. Inițiatorii proiectului au descoperit situații cumplite, anume copiii care leșinau în timpul orelor de foame. S-au auzit cum suferă copiii. Sunt alții care aruncă cu banii, aruncă mâncarea și copiii mor de foame. Voi sunteți aici ca să le gătiți copiilor o masă de neuitat. Avem împreună 6 copii. Întâmplător, dă-ne mai din bucurie, mai dintr-una dintre alta, vine și al 7-lea. Noi locuim în 2 cămăruțe. Nu prea avem bune condiții așa, dar... Ca pe găini, vaci, iace găini, urci, po.
voci. Ei merg cu vitele, noi mergem la altă muncă și totul se adună în gospodărie, prin muncă. Și tu ce vrei să te faci când te faci mare? Bombier. Visul mai mare ar fi ca să pot să fac două, trei cămăruțe pentru copii. Dacă nu am avut eu, măcar cel puțin să pot să le fac lor. Și după aia, slavă Domnului! Înainte să dăm start probei, avem un invitat surpriză. De fapt, noi suntem invitații ei, întrucât ea ne-a spus despre acest proiect extraordinar. Este nimeni alta decât Oana Cuzino. Bună, Oana! Mulțumesc foarte mult că ați dat curs invitației noastre, pentru că astăzi aveți o misiune într-adevăr foarte frumoasă. Copiii din această școală au obținut rezultate fantastice, așa că este o mare onoare pentru ei și o prețuire pentru că ați venit aici să le gătiți, să le acordați atenția voastră, iar dacă asta este misiunea voastră, să gătiți astăzi pentru ei, pentru telespectatori avem o altă misiune, să transmită un SMS la 8844 cu cuvântul pâine, ca să sprijine această inițiativă care le oferă până la urmă copiilor nu numai o masă caldă, dar un alt viitor, o șansă la un viitor mai bun prin educație, bineînțeles. Ne vedem la masă, Oana? Sigur. Da, rămâi cu noi. Da. Da, o să degust. Mulțumim. Copiii sunt în clase acum, la cursuri, dar gândul multora dintre ei este la evenimentul care se pregătește în curtea școlii lor. Vreau ca tot frunziți. Eu vreau de la concurenții MasterChef să mănânc friptură de porc. Pizza. Tiramisu. Cadou. MasterChef a venit să gătească pentru ei, pentru toți copiii școlii, fie că sunt sau nu în programul Pâine și Mâine. Meniurile sunt pe bancuri. Vă rog să le citiți. Alexandra. Supă de vită, fusilii cu piept de pui și ciuperci, kids calebu, cremă de ciocolată albă și neagră cu biscuiți. Bologa. Supă de pasăre, paste bolognese și tiramisu de copii. Kids tiramisu. Bologa. Ce paste de la Barilla alegeți voi? Farfale. Farfale Barilla, da? Da. Ok. Alexandra, ce paste alegi? Fusilli. Fusilli Barilla, da? Da. Gata, sunteți pregătiți? 3 ore la dispoziție. Proba voastră începe acum. Baftă! Deci azi nu e despre noi, nu e despre mine, nu e despre nimic, e despre copii, fără ceartă. Aștept părerile voastre. Bun. Repede. Da, nu, hai să vedem meniul. O să ajut echipa în orice condiție, dar sunt sigură că Alexandra o să ne facă niște ore negre aici. Nu trebuie să uitați să puneți sare în apa în care fier pastele, o puneți cu puțin timp înainte de a fierbe. Da, da, da. Întotdeauna, da. Pentru că sarea și grăbește procesul de fierbere și intensifică aromele. 2. Nu aveți voie să puneți ulei în apa în care fier pastele, da? Asta le face alunecoase și nu se mai lipește sosul de ele. Da, da, da. Și nu le clătiți cu apă rece pastele după fierbere. Dacă vă apucați să le spălați, eliminați tot amidonul de pe ele, care îngroașă sosul și dă strălucire și, și frumusețe, da? Da, da, da. Deci am suntem... Am înțeles, da? Da, da, bun, da, da. Bine. Dar nu trebuie să o tai mai mărunt? Asta rasolul nu se taie. Carnea, vita. Am tăiat vita. Carnea, dacă nu tăiată mărunt. Rasolul nu se taie, că n-ai de ce să-l tai. Din cunoștințele mele, supa se face cu bucăți întregi de carne, se scoate, se taie cu bulețe când este fiartă și se așează în farfurii lângă legume. Voi aveți un om în plus și e foarte important, adică voi aveți, vă dați seama, aveți 20% în plus față de ceilalți. Vă ai palisat într-o echipă ca și capitanii, ca și cum avea doi oameni mici.
prinde gustul premiilor la MasterChef. Poți câștiga în fiecare pauză a emisiunii. Răspunde corect prin SMS la 1883, număr cu tarif normal. Hai, Raul! Gata, șef! Hai, Raul! Pene. Hai, Pene. Hai. Pene, ia, pagă. Dă-i la toată. Dar pune-mi așa să nu mă văd. Niște față doar așa. Ai înțeles? Nu, hai pune aici așa, să nu mă mai văd. Știi așa, ceva gen, știi? Lori, te rog frumos. I-am dat o spatulă. Ok, dar hai, te rog, termină. Nu te mai opri, bine, până nu-s gata, nu te mai opri, te rog. Nu, mă opresc când are cineva nevoie, mă opresc. E normal. Nu te oprești. Nu te oprești. Azi nu te oprești, termin ciupercile și după aia o să-ți mai dau de lucru. Cred că ea e omul bun la toate. Nu, ea vrea să ne saboteze. Asta e ideea. Adică să plecăm toți la testul sub presiune, dar ce-s cretină? E-s nebună eu? Da. Teatru Alexandrei. Okay. Planul de acasă nu se potrivește cu cel din târg. Deviza, fără ceartă, este repede uitată și lasă loc primelor tensiuni. Alexandra, da? O să-mi zici mie că o spumez eu, dar te rog, lasă-mă să o fac eu, dacă da, tot m-am apucat ce, de ea. Hai că imediat trebuie să băgăm morcovii, pe bune. Deci dacă nu-ți schimbi atitudinea asta, ascultă-mă ce zic, s-ar putea să te trezești cu un morcov în cap sau cu altceva. Când îți dai jos șorțul, te duci și o pălmuiești sau îi faci orice, o prinzi de păr. Când ești acolo, gândește-te la probă, pe bune. Astăzi chiar nu mă interesează absolut nimic din ceea ce au de spus cei din echipa mea. Imediat îi face tata, cum băi, ce am făcut, mă, nene, suntem... Eu. L-am frăgezit. Deci voi sunteți de părere că Alexandra a luat o decizie greșită, că a pus ditame da. Hălcile de carne? Da. Da? Dar nu, dar nu ne ascultă nimic din ce îi spune. Nu o să fiarbă veci. De asta tot timpul trebuie așa. Ok. Mulțumesc. Eu mă bucur foarte mult când șef să-mi vine la mine și mai mi-arată câte un mic truc de-al dumnealui. Avem o problemă. Un capitan care pare să-și dinamiteze echipa. De ce? De ce faci asta? Le-am dat fiecăruia ceva de făcut și nu sunt mulțumiți cu asta. Și faptul că sunt eu capitan. Atât. Majoritatea dintre noi am avut impresia că Alexandra a vrut să ne saboteze. Ne spunea să facem numai tâmpeni. Într-o bucătărie există un șef, da? El este singurul care decide. Da. În cazul ăsta este Alexandra. Ok. Dar suntem o echipă. Dar poți să conduci o echipă? Sunt foarte sigură că pot să conduc, doar că o să fac în felul meu. Și nu cum vor alții. Da, îi trece, imediat se calmează, așa-i cu cucu. Bă, taci, lasă-mă în pace, disparte-mă, bine, te rog frumos. Bine, taie. Lasă-mă, da, dracu, în pace. Mamă, ce țigănie l-ai acum. Eram sigur, n-aveai cum, când l-ai pe Alexandra în echipă, trebuie să fie haos. Numai bucătărie nu-i acum. Disensiunile din echipa albastră pun în pericol masa copiilor, iar o astfel de perspectivă îi înfurie pe jurați. Cucu, vin un pic aici, da. Trebuie te relaxezi, da? Acum. Am înțeles? Nu mă interesez ca cătări. Aici lucrez pentru copii, da? Cum e Honey Bunny cu tiramisu? Honey Bunny. Super. Roagă-te și zic, Doamne, dă-mi răbdare, că după aia de acolo vine tot. Foarte personal, nu vă implicați. Băi, mai taci și taci, Lore. Dar pentru ce tătac eu Athena? Taci odată, de-aia. Vorba lui Athena. Eu am fost puțin neutră, n-am fost nici de partea Alexandrei, nici de partea Atenei, pentru că știu că lucrurile o să se răstoarne, dacă nu astăzi, se pot răsturna mâine. Loredana, din păcate, este privită exact cum sunt privită și eu, adică foarte prost. Hai, Alexandra, mai ceartă-te un pic! La următoarea ceartă, gătește singură. Pardon, o ajută Loredana. Păi, dar eu am zis să nu ne certăm și să gătim, n-am zis nimic, nu înțeleg ce aveți cu mine. Am aprins focul. Atena, pune-te, rog, legumele, că supa aia e super spumată. M-auzi te rog puțin? Eu frumos, pune-le, că n-o să-ți fiarbă. Ascultă-mă puțin. Vrei să ascult sau le aduc? Bă, dar vorbim, frate, taci un pic, te rog. Ce rângești la mine cu fața aia, că mor eu? Atena,
sucuri să o simțim așa. În momentul ăsta lași paleta și pui legumele în supă. Atena, în momentul ăsta lași paleta și pui legumele în supă. Mai întâi scoți carne și paleta, pui. Mie mi se pare că există un moment în viața interioară a Alexandrei când începe să distrugă tot. Și ca să, cred că o face ca să-i calce pe nervi pe coechipieri. Da. Nu începe să pui alea! Hai, scoate-ți carnea pe lângă ele, că n-are nimic asta, stă la suprafață. Păi, frate, stau și mă chinui după aia că pui tu toate legumele. Ai răbdare un minut, femeie, să scot carnea. Lasă-mi pace, lasă-mi că... Scoate. Scoate-mă așa. S-a amestecat carnea cu legumele și stai 20 de minute acolo și alege carnea din legume, pentru că așa a vrut Alexandra. Da, nu mai, degeaba o mesteceau de pe foc, e un schifo. Bravo, Alexandra. Ia, o stângiu. Te-ai băgat la legume, uite-te, s-a făcut crema. S-a prins să nu te nervezi. Femeie, ți s-a prânzit crema, aia, du-te la ea. E acolo, Lore. Da, nu echipa roșie, echipa albastră, a trecut jumătate din timp, mai aveți o oră și jumătate. Ați auzit? Cum stăm, Bologa? Bine, frate. Cum e Bologa? Vă descurcați? Da, da, da. Timp ciorba e 20 minute gata. Da? Hai, Bologa, jumătate. Hai, Bologa, haide! Ne trebuie făcut zabaionul, nu, Lori? La mus. Zabaion? Da. Dacă îți descupai urechile când o vorbi șef Samuel, ai fi auzit, dar ca de obicei... Și ce o zici, șef Samuel? Ce? Zim tu, te rog. Eu nu, nu că zic. Ea era ocupată, deci să nu dea vrei ordine. Să-mi zici? Da, normal că nu vreau să zic. Vreau de să ce? Te sabotez, pentru că dacă te sabotezi, intri la testul sub presiune și... Bine, bun, ok, dar cum îl facem? Să strigi, nu aveam de gând să-i zic ei ce trebuie să pun. Nu vor să-mi spună. Cine? Lori știe și nu vrea să-mi spună ce fac cu gălbenușurile pentru mus. De ce, Lore, nu vrei să-i spui? Pentru că trebuia să fii atentă, șef. Nu v-am auzit. Da? Ia-i capitanul și ea trebuie să știe tot. Pe un capitan trebuie să aibă urechile peste tot, nu? De-aia-i capitan, să știe tot. Spune-i tu, eu. I-am spus că trebuie să pună gălbenușurile în ciocolată și după aceea frișca de jos în sus. Așa ați spus? Da. Aveți un singur om la desert, dar Roxana face desert? Da, se descurcă. Am zis inițial că dacă nu o să descurce, ne băgăm, dar până acum e chiar ok. Mă bucur că am ocazia să fac singură desertul, pentru că reușesc să demonstrez că pot să gătesc și pentru mai mulți oameni fără niciun ajutor. Mai aveți carne? Hai, te rog, lasă-ne. Hai, pune apă, fără dispari. Vorbește frumos, fără dispari. Vorbește și tu frumos. Da, hai că eu am vorbit frumos cu voi. Du-te de aici, pleacă de aici, nu înțelegi? Vezi că mă arzi, bă, vezi că mă arzi, nu înțelegi, frate, că ne zic. Că mă încasperezi deja. La un moment dat am crezut că o să o bată, oricum, am zis și eu, o bat și plec. Și mă trezesc într-un circ și în mijlocul unor reproșuri. Toată lumea era deconcentrată de la ce avea de făcut, toată lumea era cu ochii pe mine să mă critique. Vreau să dăm mâncare bună a celor copii, da? Da, șef. Da, șef. Nu vreau să mă fac de râs sau voi să vă faceți de râs în niciun caz, da? Eu am înțeles asta de mine. Nu mă interesează cui e vina. Și nu mai comentați. Ai bun. E super bun, frate, ce ai. Mm-hmm. Tu crezi că vrea să fii bun? Da, mult. Miros foarte bun, nu? Da. Țin parmezan pe deasupra. Da, oh, cu miros de parmezan. Curcubeu pe cerul gurii. Poftim? Curcubeu pe cerul gurii. Atenție mare, în 5 minute copiii vin la masă. Deci copiii vin la masă foarte da, curând. Da, știu, șef. Cred că e prima probă când suntem atât de ok. Și jur că m-aș oftica să pierdem. Mă rău de tot m-aș... Da, dacă am pierde, m-aș oftica rău. Acum ar fi cea mai mare supărare. Jur. Bune, la echipa asta, de când sunt la master și cu cine am lucrat, e prima oară când n-am ce să reproșez nimănui. Bologa este extraordinar în calitate de capitan. Probabil cel mai bun capitan pe care l-am avut până acum. A, dar îmi place că a spus pastele în apă înainte să se fiarbă apa. E foarte... Alexandra le-a pus. E o mișcare Caiole foarte inteligentă. Hai, mutele aici pe plită. Dacă ar auzi italienii, s-ar sinucide. Nu există așa ceva. Nici nu-ți fierbe apa și tu arunci pastele înăuntru. Mamă, știi bucătărie? Cum știe mama mea să danseze rock?
acteze, rog. În niciun caz. Bă, copii, ce faceți? Nu, veneam să las totul și să iau așa la fugă printre copii. Uite ce copii, ce frumoși sunteți, ce frumoși sunteți! De data aceasta, clopoțelul nu numai că anunță încheierea cursurilor, dar este și semnul începerii unei mese mult așteptate. Puteți să începeți să serviți! Haideți, ambele echipe, da? Hai! Cu zâmbet larg, da? Vorbiți frumos cu ei. Ok. Fără reclame ieftine, da? Da. O supică de văcuță avem, sper să vă placă, e foarte bună. Eu unul am mâncat vreo 3 porți. Mie 5. Asta bună. Mie mi-a plăcut tot ce mi-a dat de mâncare. Vă plac? Da? Care vă place cel mai mult? Încă nu ați gustat pe amândouă. Eu zic că o să vă placă amândouă pentru că sunt foarte bune. Noi suntem de la echipa roșie și vă aducem altfel de paste. Sunt cu carne și cu cașcaval. E, asta e. Dar ei nici nu înțeleg, nu mi se pare corect, pentru că ei mănâncă din prima supă care le-a venit și a doua nu mai mănâncă. Da? Da. De ce, e prea mult? Da, e foarte mult pentru ei. Pentru că am văzut când, de exemplu, am adus eu mâncarea la masă, după care treceau albaștrii să debaraseze și copiii dădeau toate farfuriile de pe masă. Adică ei nu-și dădeau seama că trebuie să mâncești de la una și de la cealaltă. Copiii îmi dădeau farfuriile roșii că nu le trebuie. Și atunci, dacă nu le trebuie, ce era să fac, să le las? Am zis, ok, vi le iau. Asta e gulonie. Păi bune, chiar e gulonie. Imediat servim pe toată lumea și după aceea veniți și cu porțile în plus, da? Trebuie să mănânce toată lumea. Când mă duc între ei, parcă plutesc. Este ceva de nedescris, un sentiment aparte. Hai să mergem, Atena, Lori și Flavius. Hai. Da, hai să intrăm toți patru, da. Hai să pun lingurițe. Mergem cu câte două. Câte două, hai! Toată lumea, câte două! Hai! Parcă abia așteptam și eu să le duc desertul, că știam că mor de nerăbdare să guste din ce le dăm. Echipa voastră vă aduc desertul! Cu ciocolată! Hai! Mergi de aici, copii! Mergi de aici! Hai, mergi de aici, copii! Sunteți extraordinari, copii! Așa, așa, așa! Roșu! În materie de mâncare, cei mai cinstiți și critici sunt copiii. Pe ei nu poți să-i amețești cu vorbe ori cu plating-uri inovatoare. Noi votăm cu albaștri. Eu votez cu roșu, fiindcă mi-a plăcut foarte mult desertul. La echipa albaștri au exagerat un pic cu ciocolata. De la albaștri mi-a plăcut desertul, fiindcă era delicios și au pus glazura mea preferată. O să votez cu albastru. Eu o să votez cu echipa roșie. Azi a fost cea mai frumoasă zi de când suntem la Masterchef. Un vot de vis pentru copiii din Stoilești. În curtea școlii au aterizat două coșuri pline de jucării. Același număr în fiecare coș, fie el albastru sau roșu. La final, echipa care rămâne cu cele mai puține jucării în coș este declarată câștigătoare. Să înceapă votarea! Bravo, copii! Albastru! Bravo! Bravo! De la cine ți-a plăcut mâncarea? De la albastru sau de la roșu? Așa! Bravo! Ce s-a plăcut mai mult? Roșu! Ia de albastru! Atunci ia de albastru! Nu te la ăștia doi mici! Ia de la albastru! Ia de la albastru! Ia cu bolul! Oana, nu în ultimul rând, tu o să închei votul de aici, din Stoilești, și o să te rog să iei o jucărie de la echipa a cărei mâncare ți-a plăcut cea mai tare. Mi-a plăcut mult tiramisu, așa că... o să iau un iepuraș. Oana, îți mulțumim mult de tot. Acum este timpul să numărăm jucăriile rămase în coșuri și să aflăm echipa câștigătoare.
N-am nicio speranță că o să câștigăm proba din cauza atmosferei din echipă. Prea puțin îmi pasă în momentul ăsta că mă duc la testul sub presiune sau nu mă duc, sau o să gătesc sau nu o să gătesc, sau o să plec acasă sau o să... După ziua de azi, cu siguranță o să văd viața cu alți ochi. Am venit aici să aduce bucurie unor copii. Echipa roșie, ați fost calmi, ați fost uniți, v-ați coordonat perfect. Voi, echipa albastră, v-ați sabotat unii pe alții în continuu și, ca dovadă, voi nu ați funcționat deloc ca o echipă. Voi credeți că dacă stați de vorbă la Sam în bucătărie, așa, mai existați pe acolo? Nu, sunt conștient. Eu cred că zburați pe geam direct. Iar voi ați ascuns informații capitanului de echipă. Cucu și Lori, cu voi vorbesc. Îmi doresc foarte tare să-mi dau seama ce-i cu Lori, dacă este nebună sau dacă joacă un rol. După ziua de astăzi, tind să cred că este nebună. La fel ca la fiecare probă, indiferent de ce ne place nouă sau nu, cei care au mâncat din mâncarea voastră decid care echipă este câștigătoare. Răzvan Fodor este în spatele vostru. El va da drumul unor baloane în culoarea echipei câștigătoare. Nu vreau să văd ce echipă câștigă, pentru că simt că nu merităm să câștigăm cu atitudinea care am avut. Așadar, Răzvan Fodor, culoarea echipei câștigătoare este... Lasă-mă! Felicitări! În momentul ăla mi-am adus aminte cum strigau acei copii când eram înăuntru și îi serveam. Toți, albastru, albastru, albastru. Eu zic că a contat că eu dat desertul, echipa albastră a dat desertul ultima. Și la copii le-a rămas în cap gustul, ultimul gust. Cum o să trebuie să se echipa albastră? Asta o să fie cel mai... Ați câștigat la o diferență foarte mică. Ați avut numai 5 voturi în plus. Atât. Inițial am crezut că juriul va trimite la testul sub presiune echipa albastră pentru comportamentul lor defectuos. Eu aș fi de acord să mergem amândouă echipele la testul sub presiune. Astăzi ați reușit atât echipa roșie cât și echipa albastră să faceți mâncare bună. Ana, ce s-a întâmplat? Sunt ok. Ana plânge fiindcă e foarte dezamăgită. Echipa a funcționat perfect. Toți am fost conștienți de asta, au spus și șefii. Ați făcut mâncare bună. Copiii au plecat foarte entuziași de aici. Le-ați umplut inimile de bucurie. Noi ne revedem în bucătăria MasterChef la proba următoare, la testul sub presiune. Prefer să pierd așa cum a fost în echipa asta perfectă decât să câștig în așa o echipă. Înapoi în bucătăria MasterChef, după o probă emoționantă și cu un rezultat controversat. Echipa albastră, suntem nemulțumiți de voi. Felul în care v-ați comportat și ați funcționat ca echipă a fost incredibil. Noi credem că victoria voastră, echipa albastră, este nemeritată. Și pentru asta nu veți urca la balcon. Chiar merita să fiți aici jos, că sus trebuie să ai valoare să urci. Am ajuns la testul sub presiune din cauza lui Cucu, pentru că se vede capitan tot timpul. Cred că este puțin iritat de faptul că Alexandra este capitan, nu-i place să primească ordine. Cred că ne merităm soarta și cred că da, trebuie să fim la testul sub presiune. Echipa albastră, cei din echipa roșie vă vor provoca la dueluri. Dacă îi învingeți, urcați la balcon. Dacă nu, urcă ei și voi intrați la testul sub presiune. Bologa, pe cine alegi să provoci la duel din echipa albastră? Cred că e normal, capitan contra capitan. Fair enough, ca să zic așa. Alexandra. Da. Mergeți împreună la banc. Da. Dar am o întrebare. Eu mai am imunitate? Nu. Ana, ia zi, pe cine provoci tu? Cucu. Încântat. Sunteți un cuplu minunat, la bancul doi împreună. Mulțumim. În sfârșit și duelul între mine și tine, Cucule, s-a
Sper să am o farfurie mai bună ca ta. Robert. Eu merg împreună cu colega mea de banc, Loredana. La bancul 3. Nu, ți-am zis că nu ne despărțim niciodată, ce? Am ales-o pe ea. Ea este rasa, ca atunci când te sori. Ce-ai ales-o? Că am ales-o, asta e. Raul. O să aleg pe Atena. Bravo. O aleg pe Atena pentru că, dintre cei care au rămas, cred că ea este cea mai slabă și pot să mă duelez cu ea. Roxana, pe cine alegi? Pe Lori. O provoc pe Lori la duel pentru că am niște treburi neterminate cu ea din trecut și îmi place să mă țin de cuvânt. Flavius, tu ai rămas neprovocat. Asta e. În opinia noastră, faptul că ai rămas neprovocat spune că ești un adversar de temut. Înseamnă că îi vei privi pe toți de sus, de la balcon. Sunt primul în top 10. Mă simt ca Viorel când era trimis la balcon. Intri în top 10 fără să gătești. Asta e ceva. Ți se face un cadou, practic, de la ceilalți concurenți. Voi, cei care formați cele 5 perechi de dueliști, veți avea doar o jumătate de oră să gătiți. Puteți găti absolut orice vreți. Nu știu ce fac acum, stresată. Cum să dai 30 de minute să mă pui să fac de mâncare în 30 de minute? Mai terminat, mă omori. Din acest moment aveți 3 minute în cămară să vă alegeți ingredientele. Haideți! Start într-o probă care face lumină în votul controversat de la Stoilești. O luptă 1-1 între concurenții celor două echipe și 30 de minute pentru un preparat salvator. 2, 1, stop! Aveți fix 30 de minute, nicio secundă în plus, proba voastră începe acum, baftă! Prinde gustul premiilor la Masterchef. Poți câștiga în fiecare pauză a emisiunii. Răspunde corect prin SMS la 1883, număr cu tarif normal. Roxana, îmi dai și mie niște vin, dacă te rog frumos? Acum? Nu acum, o să aștept puțin mai târziu. Atenție, ați avut 3 minute în cămară. Dacă nu v-ați luat ce vă trebuia, nu aveți voie să împrumutați de la colegi. E clar, Cucu? Da, șef, am înțeles. Bun. Astăzi o să gătesc un desert, care sper să-l trimită pe Bologa la testul sub presiune. Ți-e teamă de Alexandra? Dacă mi-era teamă, nu alegeam. Da. Ea e mai bună la altceva, la bârfă, la actorie, la orice în afară de bucătărie. Ea e mai bună. Ce faci cu fenel? Fac o infuzie de cafea în care vreau să pun fenicul, sweet chili, portocală și puțin lemongrass. Ce rețetă e, Ana? Mușchi de vită cu sparanghel și sos de fructe de pădure. Merg astea bine? Eu zic că merg. Și ați intrat în ultimul minut. 5 dintre voi vor merge sus la balcon. Hai, Bologa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, mâinile sus. La cum arată și la ce gust are preparatul meu, cred că o să mă salvez, da. Unul din fiecare pereche va merge la testul sub presiune. Alexandra și Bologa veți fi primii pe care îi evaluăm, veniți cu farfuriile în față.
sare, piper, ești sigur că ai făcut tot ce se putea? Da, da. La sare și piper. Batonul de vanilie? Ar trebui să mușcăm din el sau? Nu. Nu. A fost un duel între capitan, nu? Da. Bun, eu mă abțin de la farfuria ta și nu gust. E horror. Este cea mai urâtă farfurie pe care am făcut-o de când sunt în concurs. Farfuria Alexandrei arată exact ca un borhot, ca o mâncare de porci. Și la tine a zis trio de tartar. Trio de tartar. Pentru mine nu e un trio de tartar. Trio de tartar trebuie să fie trei tartari diferite. Tartar. Una simplă, una cu guacamole și una cu... Da? Și de la tine mi-ai scuzat, nu gust deloc. Asta nu e caramelizat deloc. Și a spus un sos la supra cu... Și arunc două cannelle de... Crème fraîche, nu e asta. Ți-am spus că mănânc tartar de pește, vreau să simt tartar de pește. La tine, Alexandra, platingul nu mă îmbie. O să faceți schimb de culori, iar tu o să intri direct la testul sub presiune. E groaznic. Prima farfurie de la Masterchef sezonul ăsta din care nu gustă nimeni. Camis îți oferă inspirație pentru o viață cu gust. O emisiune sponsorizată de Camis. Ana și Cucu, vă rog. Farfuria mea e un pic mai bună decât a lui, cel puțin vizual. Pentru mine plating e un pic așa. Carne trebuie să fie un pic mai prăjit. Alors, Cucu. Pentru mine scotișoare e mai mult pentru desert. Și crevete avem un gust de desert. Nu? Facem asta pentru prieteni, oricineva t-a supărat, but not pentru noi. Eh? Pare puțin cam fiert, așa, nu? Da. Bine, Cucu, mersi. Dintre voi doi astăzi, cel mai neinspirat a fost Cucu, care a intrat foarte relaxat în probă. Acum se va duce în bancul lui și așteaptă liniștit rândul la testul sub presiune. Robert, invit-o pe Loredana și veniți la banc, vă rog. De ce n-ai făcut sos de piper verde? Selecționerul Robert. Pentru că... Bogăție aici, nu? Și creveți, și cod, păstrânac, ciuperci, morcov. Deci cu această farfurie vrei să-i răspunzi provocării lui Robert. Frumoasă culoare. Mulțumesc. Loredana, mai ai o șansă. Am intrat. La testul sub presiune. Asta e răzbunarea pe care o așteptam. Ai mai gătit carne până acum? Da. Friptura? Da. Ce așa arată friptura ta? Bine, o să vedem. Mersi.
Atena, tu n-ai făcut față stresului. Iar singurul lucru pe care trebuia să-l faci era să vin fața noastră cu o bucată de carne gătită impecabil. N-ai reușit. Raul, ai ales să faci un fel de mâncare foarte simplu. Totuși, ai reușit să pui gust în farfurie. Mulțumesc. Și asta te trimite la balcon. M-am bucurat. Băieți, nu v-am făcut de râs. Sunt mulțumită de farfuria mea. Pentru un risotto arată destul de bine. Adică nu poți să faci cine știe ce plate. Și aici? E un mus de avocado. Da. S-a oxidat puțin, sau nu? Da, am pus lămâie, sare, mascarpone. Sigur ai gătit orezul, da? Da. Cum trebuie. E sigură? Da. Vedem. Dintre voi două, Roxana astăzi a mers la sigur, dar nu a calculat bine timpul. Și acest lucru se vede în farfurie. Ne-a adus un risotto nefăcut. Lori, te-ai avut, se pare, noroc cu partenera ta de duel, pentru că te-ai descurcat mai bine. Sus la balcon, te rog. Mulțumesc. Mă simt un pic cu aia neagră a echipei. Mi-am dezamăgit echipa, dar o să le demonstrez acum că fac parte din această echipă și o să urc și eu cu ei la balcon. Cred că e pentru prima dată în istoria Masterchef să fie șorturile negre la balcon și șorturile albe jos. Ca să facem lucrurile mai palpitante, o să vă propunem o licitație. Cum nu aveți bani, veți licita cu ce avem mai de preț. Timp de gătit. Aveți fiecare un capital de 90 de minute. Și mai aveți în față trei tipuri de ingrediente. Proteină, lactate și legume. Fiecare dintre voi va trebui să liciteze pentru un ingredient din fiecare categorie. Adică fiecare dintre voi o să ofere minute în schimbul unui ingredient. Cel care oferă mai multe minute câștigă ingredientul pe care și-l dorește. Dar trebuie să fiți atenți că la sfârșitul licitației să nu rămâneți cu prea puține minute de gătit. Veți licita, atenție, în multipli de 5 minute. Începem licitația cu categoria proteină. Avem un T-bone frumos, roșu. 5 minute, începem. Cine dă 5 minute? 5 minute. 5 minute, Alexandra. Dă cineva 10 minute? Cucu, 10 minute. Cine dă 15 minute? Este o carne care se gătește foarte ușor. Minute. Alexandra, 15 minute. Cine dă 20 de minute? 20 de minute. Roxana, nu, nu, nu. Cucu, 20 de minute, ești sigur? 20 de minute, Cucu, 20 de minute odată, dă cineva 25 de minute. Adjudecat, T-bone-ul este al tău. Ce frumos e. Începem, 5 minute pentru prepeliță. Cine dă 5 minute pentru prepeliță? Loredana, 5 minute, foarte tare, Loredana. Atena, 10 minute pentru o prepeliță. Cine dă mai mult? Cine dă 15 minute pentru... Așa, bătaie, bravo, este o carne fină, e bună alegere. Loredana, adjudecat, ia-ți prepeliță. Mersi. Pește. Începem cu 5 minute. 5 minute pentru pește. Atena, 5 minute pentru pește. Bravo, Atena. Dau eu 10 minute. 15 minute de Atena. Bravo, Atena. 15 minute Atena odată. 15 minute Atena de 2 ori. 15 minute Atena de 3 ori. Adjudecat. Bravo, Atena. Felicitări. Licităm pentru calamar. Cine dă 5 minute? 5 minute, Roxana? Ce sunt 10 minute la tine, Alexandru? 10 minute pentru 10 calamar. Minute? 10 minute 10. Pentru calamar. Roxana, 15 minute, chiar ar fi păcat de Dumnezeu. Bravo, 15 minute. Ce facem, Alexandra? Mergem mai departe? Da, 20. Alexandra, mai oprește-te, că oricum eu iau calamarul, nu renunț. Până la 40 de minute să dau pentru el și nu știu dacă tu ai să faci față să-l gătești. Ăsta este un concurs extraordinar. 20 de minute, Alexandra, 25 de minute, Roxana, haideți! Dai 30 de minute? Nu mai am timp. N-ai timp? Ok. N-am.
25 de minute, Roxana, bravo, adjudecat! Alexandra, tu nu ți-ai consumat minutele, dar trebuie să-ți luăm 5 minute în timpul tău. Trebuie să plătești ceva pentru carnea de rață, te rog frumos să-ți o iei de acolo. Mulțumesc! Continuăm licitația cu lactatele. Cine dă 5 minute pentru unt? Alexandra, 5 minute. Cine dă 10 minute pentru unt? 10 minute? Nu, Loretta, nu l-am dat. Nu? Pe ce v-aș scarpin? Lasă mâna jos. Unt o dată, 5 minute, untul de două ori. Oh, 10 minute, Atena. 15 minute, Cucu? Nu, eram la 10. Erai la 10, îmi pare rău. Atena a ridicat prima. O dată, 10 minute, Atena de două ori. 15 minute, Cucu. Și Alexandra, 15. Ai ridicat după el. Dacă vrei, dai 20 de minute. Dau. Dai 20 de minute. Asta este tupeu deja. 25 de minute, dă cineva 20 de minute, Alexandra, o dată. Dau eu. 20 de minute, Alexandra, de două ori. 25 de minute, Cucu. Bravo, Cucu. 30 de minute pentru unt, dă cineva 25 de minute, o dată, Cucu. 25 de minute, de două ori, Cucu. 25 de minute, Cucu, ia-ți untul, bravo. Bun, mergem mai departe, mozzarella. Mozzarella, Alexandra, 5 minute. Atena, bravo, 10 minute, Atena. 10 minute, Atena. Trecem mai departe, smântână de gătit. 5 minute pentru o smântână de gătit. 5 minute, Alexandra, dă cineva 10 minute pentru o smântână de gătit. Foarte, foarte încet, așa a ridicat Loredana. Rămâne 10 minute la Loredana, smântână. 10 minute, 10 minute de două ori. 15 minute, 10 minute, ia-ți-o. Mergem mai departe, un Emmentaler. Cine dă 5 minute? Dă cineva 5 minute? Roxana, știi cât de greu s-au făcut găurile alea? Mă rog, trecem la următoarea, brânză de capră. Roxana, dă Alexandra 10 minute. Alexandra, bravo. Roxana, ridică mâna și oferă 15 minute pentru brânză de capră. 20 de minute pentru Alexandra, brânză de capră. Zi, Roxana. O lași acolo? Da? 20 de minute odată, 20 de minute de două ori. Adjudecat. Roxana, ia-ți mentalerul, ți-am luat 5 minute, da? Da. Cu brânza de capră îmi pare foarte rău că am pierdut-o. Aș felicita mai mult, dar nu știam ce urmează apoi la legume. Începem conopidă, 5 minute. Cine dă 5 minute pentru conopidă? Alexandra, instant, a ridicat mâna. Cine dă 10 minute pentru conopidă? 10 minute, Cucu, pe ultima 100 de metri. 10 minute, Cucu, odată. 10 minute, Cucu, de două ori. Ceva, cineva, nu. Ia-ți conopidă, bravo. Merge bine cu Tibon. Cine dă 5 minute pentru morcovi? Nu? Bun, trecem mai... Dai 5 minute, Atena. Atena, 5 minute pentru morcovi. 5 minute odată, 5 minute de două ori. 5 minute de 3 ori, adjudecat. Atena, ia-ți morcovi, bravo. Baby spanac. 5 minute odată, 5 minute de 2 ori, 5 minute de 3 ori. Roxana, ia-ți spanacul. Bravo, Roxana. Super tare. Sincer să fiu, mă bucur că nimeni nu a mai licitat pentru spanac, pentru că oricum eram cam strânsă de timp. Fasole verde, 5 minute. 5 minute pentru Alexandra de 2 ori. 5 minute pentru Alexandra de 3 ori. Bravo, Alexandra. Mulțumesc. Și Loredana, tu plătești 5 minute pentru mazăre, ia-ți mazărea. Recapitulăm. Cel mai mult timp de gătit îl au Alexandra, Loredana și Atena, cu câte 60 de minute. Ele vor începe primele să gătească. După ce vor trece primele 5 minute, va intra la banc și Roxana, care are de gătit 55 de minute. Și după încă 20 de minute, va intra la banc și Cucu, care are de gătit 35 de minute. Pentru Alexandra, Loredana și Atena, proba voastră începe acum, aveți 60 de minute, start! M-am pierdut în momentul în care a început proba. Când am ajuns la banc și mi-am dat seama că am morcovi cu mozzarella și habar n-am cum să-i combin. Așa de proști, bă, eu când am auzit untul și smântâna dulce, trebuia lucru să te bați pe el pentru orice lumea asta. Roxana, aprobata între noi, începe în 10, 9, 8, 7, 7, 7 6, 5, 5 4, 4, 3, 3 2, 2, 1, 1 baftă, yeah. Hai, fugi, baftă! Am avut ingrediente la care am licitat ca să ridic timpul pentru anumiți colegi de-ai mei. Nu-mi pare rău pentru Cucu, mi-am dorit să gătească T-Bone. Mai aveți 35 de minute din această probă. Cucu, e rândul tău. Hai, baftă! Mm,
Mă descurcam și 20 de minute, nu 35. Și voi face un tibon de, vită perfect. Când am licitat cu atât de multe minute, știam că nu trebuie un timp foarte mare pentru tibon. Este o carne care nu necesită foarte mult timp de gătire. Mai aveți 15 minute. Ce deliciu culinar ne pregătești? Calamari umpluți cu spanac și emmental. Da. Ți se pare ție o idee bună să umpli calamari cu spanac și emmentală? Aș prefera brânza de capră, dar dacă nu s-a putut, că nu mai îmi rămânea timp. Și tu ce ai de gând? Pleci acasă azi sau mai stai puțin cu noi? Nu am de gând să plec, vreau să stau aici cât mai mult. Cucu, fierbe carnea în unt. Aș întors-o? Nu, 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 i-a băgat fierburi de deasupra. Am făcut cu un tigăi la grătar. Și uite ce face, pune un deasupra. Nu, eu nu pot să asist la așa ceva. E moartea tibonului. A, cred că mai pune niște unt. Așa. Și-a mai pus niște unt. Mi-e milă, frate, de friptură, eu jur. Doamne. Fierbe. Bă, se arde untul ăla, îți dai seama. Costa, ce faci? Voi pune foarte puțin din el la piureul de conopidă. Nu-i ars? Nu. Nu? Nu. De-a lungul probelor, Cucu a reușit să își facă mulți inamici, care acum îi vânează orice mișcare. Deci nu are cum să scoate din mine preparat. Ar fi timp să-l gătească. Cine, mă? Tibon. Păi gătit de cine? Păi astăzi zic. Da. Să-l mai și gătești astăzi. Așa, bă, cineva trebuie să-l gătească. Da. Nu să mimeze. Tu avem unt, nu? Da, am unt. Și asta e pentru ce? Pentru antricot, o să-l bag 5 minute la cuptor. Asta e un tibon, nu e un antricot. Domnule, aia trebuia să fie... Bă, sânge, tată. Eu nici n-aș mai pus-o la cuptor, dar nu înțeleg ideea cuptorului la asta. Prinde gustul premiilor la MasterChef. Poți câștiga în fiecare pauză a emisiunii. Răspunde corect prin SMS la 1883, număr cu tarif normal. E prea făcut. E prea făcut, da, pe mult, da. Se vede osul, mă. Da, deja s-a făcut. Uite cum s-a făcut. Aoleu. Uite. Zece, nouă, opt, șapte, șase, cinci, patru, trei, doi, unu, stop, mâinile sus, Roxana, mersi! Bravo! Sunt foarte mulțumită de preparatul meu. Cred că dacă trebuia să mă duc eu în cămară, nu mi-alegeam ingredientele astea și nu mi-ar fi ieșit preparatul acesta. Am ajuns la finalul unui nou test sub presiune. Cu preparatele pe care le-ați gătit, vă cumpărați fie biletul la lojă, fie biletul spre casă. S-a legat o prietenie între noi și este dureros. Alexandra, hai în față. A fost o probă de creativitate. Se pare că ai lucrat cu atenție, ai fost concentrată, ai profitat de moment. Ai jucat cartea cea mai bună atunci când ai licitat. Da, din punctul ăsta de vedere mi se pare că am reușit să fac ce mi-am dorit. Măcar tu să fii mulțumită, da. Sunt foarte mulțumită, mai puțin de confit. Da, de farfurie, super încântată. De ce nu a făcut un sos cu brânza de capra amestecat cu fasole cu tot? Am făcut doar că l-am redus prea mult. Da, bă, asta e din coza ta, nu? Da. Cucu, vă rog!
Farfuria lui Cucu nu-mi place absolut deloc. E o halcă de carne. Adică probabil a găsit-o la reducere și aia sunt toată în farfurie. Și ți-a spus deasupra piure de conopida? Puține boia iute. Boia iute, ok. Și i-a văzut tu când a gătit, l-a gătit pe tigaie de gratar și după a spus unt, l-a spus la cuptor și după l-a spus înapoi la gratar. De ce? Da. Așa am considerat eu că trebuie să-l gătesc. Ah, tu a considerat asta? Da. Și cum l-a gătit? Medium, medium rare, medium spre bine, bine făcut, rare? Nu știu. Tu nu știu? Nu. Băi, tu l-a gătit, nu tu, nu? Da. Și cum trebuie să fie? Trebuie să fie medium. Și e? E. Da? Da. Și ce a spus la piure de conopida? Sare, piper, cimbru și o parte din untul în care am prăjit tibonul. Ai obținut tot ce ai vrut? Da. Tot ce îți doreai? Da. În farfurie ai venit doar cu puțin piure, nu e cam puțin? Raportat la porția de carne? Nu. Nu trebuie să ai un echilibru? Nu, dacă m-a pus să mănânc carnea asta, crezi că mai ajunge piureul? Mie mi-ajunge. Răspunsurile tale mă îngrijorează puțin. Ar fi păcat să pleci din cauza faptului că n-ai pus piure să pleci acasă. Asta este. Într-o farfurie trebuie să ai trei lucruri. Volum, îți lipsește. Trebuie să ai culoare. Da. Sunt două culori. Da, maxim, adevărul că dintr-un tibon și o conopidă pot să să umplu farfuria. Ascultă-mă până la capăt. Nu te-am chemat aici ca să comentezi, da? Da. Ai avut de gătit o amărâtă de bucată de carne și un piure pe care ai avut o idee genială să pui un rest de unt și de vită ars. Nu era ars pentru că l-am gustat. Lasă-ne pe noi. Dar cred că sunt destul de capabil să-mi dau seama când un unt este ars sau nu este ars. La vorbe ești cel mai tare, bravo. Mulțumesc. Cu astfel de atitudine, Cucu nu cred că o să ajungă foarte departe și ar trebui să se vadă lungul nasului și să respecte mai mult oamenii din jurul lui. Cât unt ai pus? Jumate de pachet de unt. Suficient? Nu știu. Mai devreme aveai răspunsul la orice. Că spun că de asta ai și venit la Masterchef, pentru că deja știi totul, nu? Boia iute ai pus? Da. De ce? Pentru că așa am vrut. Și deci, dintr-un pachet de conopidă, cam asta ai putut tu să pui într-o farfurie? Da. La nivel de textură și de intensitate, nu? Da. Da? Și e bine. Da. Pentru mine e bine. Cucu, regula jocului este foarte simplă. Tu trebuie să gătești ceva, noi venim, gustăm și ne spunem părerea. Am 400 de angajați și nu am văzut așa ceva niciodată. 400 de angajați! La mine, când ai un băiat la fel ca tine în bucătăria mea, l-aduc afară direct. Trebuie să avem respect. Eu mi-aduc aminte că atunci când ai venit la audiții, ai cerut a doua șansă. Părea foarte important să fii aici. Ai uitat scopul și durata călătoriei. Și din păcate, noi credem că locul tău nu este în bucătăria Masterchef. Ne pare rău pentru că ai un potențial, ai un talent, pe care, din păcate, cu genul ăsta de atitudine și cu genul ăsta de aroganță, nu le vei fructifica niciodată. Și ne despărțim cu un gust foarte amar. La fel de amar ca acel gust de unt ars, să știi. Avem o vorbă, noi, pe care o folosim foarte des. Fie roata și pătrată, tot se întoarce ea odată. Cucu a clacat. Nu a făcut față. Singura amintire plăcută a fost momentul în care am luat șertul și am intrat în bucătăria Masterchef. Cucu a reușit să intre in extremis în bucătăria Masterchef. Pot să vă rog ceva? Vă rog. Puteți să mai dați o șansă să vă demonstrez că gătesc cu suflet? Dar înainte de asta o să merg acasă.
Primele patru șorțuri sunt ale voastre. Traseul său în competiție a fost total instabil, cu urcușuri greoaie și cădări răsunătoare. Ai cucu, e nervos acum. Da, da, dar trece, imediat se calmează și ai cucu. Da? Bă, tași, lasă-mă în pace, dispar de vreme, te rog frumos. Mamă, ce țigănie la ai acolo. Și gătitul, ai făcut pâljoale de foie gras? Așa se gătește foie gras? Foie gras o arăta ca niște pârjoale sau ca un fel de ceafă de porc la grătar prăjită în ultimul hal. Ce părere ai tu despre Cucu? Cucu este un băiețel care arăta că este anxios. L-ai făcut băiețel pentru că e mai tânăr? Nu, l-am făcut băiețel pentru că are o atitudine de băiețel. Te-ai înroșit un pic, ți s-au înroșit urechile. Nu contează, până la urmă tot el e jos acum, nu vin colegii mei jos. Sunt mulțumit. Iar acum ați rămas 10 și sunteți cei mai buni 10 bucătari amatori din țară. Testul sub presiune se încheie mult mai repede decât ne-am așteptat, prin eliminarea neașteptată a lui Cucu. Aș putea să spun că e cea mai urâtă zi, dar până la urmă cred că nu e chiar cea mai urâtă. Sunt foarte fericită că a plecat Cucu. Săptămâna viitoare, un episod al emoțiilor și al invitaților surpriză. Bună! Cutia Misterelor rescrie poveștile de familie ale concurenților. Ana, tu cine crezi că o să vină la tine? E cea mai frumoasă probă de până acum, asta clar. Vom ateriza apoi pe un adevărat câmp de luptă culinară. Hai, dați din voi, dați din voi! Unde concurenții sezonului se vor confrunta cu echipa de vis Masterchef. Mâncați-aș trofeul tău. Și eu mâncați-aș mi-al tău. Până atunci, să vă fie de bine.